În primul rând, vă mulțumesc tare mult că ați dat curs invitației noastre. Încercăm, după cum ați observat, să revitalizăm un târg la care noi am ținut tare mult. Este un târg care a promovat efectiv firme din județul Neamț la modul cel mai, direct. Participă la această conferință de presă firme reprezentative din județul Neamț în domeniul construcțiilor și a instalațiilor de climatizare, pentru că, așa cum vedeți, târgul se numește Material Construct Climaten 2022. Deci este vorba de domnul Sebastian Bulic, director de vânzări la Dinamic 92, doamna Roxana Preotesei, manager de export la Bico Industrie, o firmă care știți că s-a dezvoltat foarte bine în ultimii ani, domnul Florin Amarie, administrator Terex Resort, domnul Florin Cucoș, director de vânzări online shop, și domnul Marius Antonesi, manager de dezvoltare la Volta Group. Le mulțumesc lor, în primul rând, pentru că s-au luat din activitate firme și au venit aici. Și având în vedere că este vorba doar de conferința de lansare, de relansare acestui târg, trebuie să vă spun că se află la 22-a ediție, se va desfășura între 5 și 8 mai în parcare la Centrul Comercial Olimp, deci acolo în Dărmănești, unde e lângă liceu, lângă Complexul Sportiv și Complexul Olimp, despre Kaufland, ca să fiu mai clar. Va reuni 15, probabil 16 firme, și am anunțat acum prezența o firmă puternică din Botoșani, din domeniul climatizării și a soluțiilor de energie verde. Din județul Neamț participă 10 firme, 5 din București, Baia Mare, Harghita și, cum vă spuneam, din Botoșani. Noi am încercat să diversificăm oferta firmelor care este prezentă în târg. Este și un târg care este mai micuț ca și desfășurare. Ne propunem mai mult să realizăm un contact direct între cei care oferă și cei care caută soluții. În această perioadă ați observat că există în continuare o dinamică extraordinară a prețurilor și a ofertelor. Sunt canale de distribuție a unor materii prime care s-au oprit sau care funcționează foarte greu și de aici un impediment pentru cei din industria construcțiilor. Este o creștere a ofertei de materiale de construcții de pe piața internă, chiar și cele care sunt din producție națională și cele care erau pe stocuri, toate s-au scumpit. Unele exagerat de mult și cealaltă parte pe climaterm, această provocare privind economia verde se simte și în condiționările pe care statul român și toate statele, mai ales europene, le au în această abordare a unor proiecte de dezvoltare locală sau regionale. În toate proiectele pe care le vedeți că se vin pe diverse axe, există această componentă de promovare a energiei verzi, a soluțiilor verzi. Ei, noi ne-am gândit că trebuie să fie prinsă această temă și în târgul nostru, am prins această provocare cu Climaten. Volta de la noi este cumva una din firmele cu cea mai puternică abordare în aceste soluții. De asemenea, există partenerul din Bortoșan care va veni și, dacă va veni, va fi bine. Încercăm să punem față în față solicitanții, doritorii de soluții, atât în ceea ce privește construcția de diferite destinații, că este rezidențială sau industrială, și mai ales soluțiile de climatizarea locuinței, încălzire, răcire, în așa fel încât consumul de energie să fie un consum ieftin,
ieftin și sustenabil, în primul rând, să poată fi suportat de către populație, pentru că este o nevoie a locuinței să fie încălzită, nu putem să trecem peste acea nevoie. De asemenea, nu putem să spunem că și verele sunt ușor de suportat fără o soluție de climatizare. Din aceste două motive, am considerat absolut necesar ca această manifestare să reînceapă să se producă, informația să circule între ofertant și solicitant de anumit serviciu și baza de date, platforma Camerei de Comerț și prin intermediul dumneavoastră să promovăm această facilitate de a accesa informațiile pe care le vom posta pe platforma Camerei de Comerț, care va începe să funcționeze și în actuala formulă, actuala formă a legii Camerei de Comerț și mai ales în viitoarea formă a legii Camerei de Comerț pe care o să vă prezint în partea a doua. Deci cam acestea sunt lucrurile pe care am vrut să le prezint dumneavoastră legat de târg. Eu vă invit să faceți și dumneavoastră câtă promovare se poate face, contactați firmele care vin la târg să pentru că sunt sigur că vor fi interesate să-și promoveze într-un mod particular și profesionist afacerea pe care o au și o să cam opresc aici, vă aștept pe dumneavoastră după ce o să dau cuvântul fiecăruia de la firmele și începem cu doamna de la Bico Industrie. Bună ziua, primul